Bună ziua! Voi pregăti pască fără aluat cu Nutella. Pentru aluat voi avea nevoie de 800 de grame de brânză dulce de vaci, 120 de grame de smântână naturală, 250 de grame de zahăr tos, 6 ouă, puțină esență de vanilie sau de rom sau coaja rasă de la o lămâie sau o portocală, 170 de grame de făină și voi mai avea nevoie și de 300 de grame de Nutella. În acest castron am 6 ouă întregi. Voi mixa ouăle întregi împreună cu 250 de grame de zahăr tos și o linguriță de sare. Voi pune și 250 de grame de zahăr tos. Și voi mixa totul până când zahărul tos se va topi. Terminat de mixat 6 ouă întregi împreună cu 250 de grame de zahăr tos și o linguriță de sare. Am mixat totul până când zahărul tos s-a topit. Acum voi pune și din această brânză dulce de vaci. În această farfurie am 800 de grame de brânză proaspătă de vaci. O voi amesteca puțin cu furculița. Voi pune și 120 de grame de smântână naturală. Și puțină esență de vanilie sau de rom. Sau coaja de la o lămâie rasă și o portocală rasă dată părăzătoare mică. Voi mixa din nou totul până când se va încorpora și brânza dulce în această compoziție de ouă. Am terminat de mixat și brânza dulce de vaci cu mixerul la viteză medie. Cam în felul acesta arată. Acum voi pune și 170 de grame de făină. Și o voi mixa și pe aceasta.
terminat de mixat la viteză medie și făina, până când făina s-a încorporat foarte bine în acele ouă, zahăr și esență și smântână. Acum voi da mixerul la o parte. Voi pune și coaja de la o lămâie și o portocală dată pe răzătoarea mică. Coaja de lămâie și de portocală este opțional. Dacă nu aveți, puneți doar esență sau două pliculețe de zahăr vanilat. Voi amesteca și coaja de lămâie și de portocală. Voi da puțin totul la o parte. În acest castron am pus borcanul de Nutella. Voi folosi doar 300 de grame de Nutella din acest borcan. Am pus apă caldă, apă fiartă în această cratiță, apoi am pus borcanul în această apă fiartă pentru a se înmuia puțin ciocolata. Voi pregăti pasca fără aluat în această formă de tort. Această formă de tort are diametrul de 24 de centimetri. Voi desface forma. Voi pune hârtie de tort. Voi închide forma, voi tăia deja pentru toată această hârtie de cort. Și voi pune această compoziție în această formă de tort. O voi nivela puțin. Voi aduce și borcanul cu Nutella, pe care l-am lăsat puțin în apă fiartă. Iar cu două lingurițe voi pune din această Nutella. Nutella este opțional, dacă nu doriți să puneți Nutella, puteți să o lăsați simplă și să o puneți așa simplă în, fără Nutella în cuptor. Însă Nutella va da un gust foarte bun.
vei folosi doar 300 de grame de Nutella. Nutella se poate înlocui cu 300 de grame de fineti. Acum, cu vârful unei frigărui, voi folosi o frigăruie din lemn sau o scobitoare se poate folosi. Voi încerca să pun această Nutella, să o întind puțin. Voi pune tava cu această pască fără aluat la cuptorul electric încins la 150 de grade pentru o oră. Pasca fără aluat cu Nutella este gata. Am lăsat totul în cuptorul electric încins la 150 de grade pentru o oră. Voi opri aragazul și voi lăsa această pască pentru 20 de minute în cuptor să se răcorească puțin. Apoi voi scoate pasca fără aluat din cuptor și voi lăsa să se răcească pentru o oră, două în această formă. Se verifică totul cu o scobitoare. Dacă scobitoarea este curată, pasca este gata. Dacă scobitoarea este cu aluat pe ea, înseamnă că pasca va mai trebui lăsată în cuptor. Pasca fără aluat este aproape gata. Am lăsat-o să se răcească pentru o oră în această formă de tort. Voi scoate inelul. Voi scoate încet și o voi lăsa în continuare să se răcească foarte bine. În momentul când pasca este foarte bine răcită, se poate tăia. Pasca fără aluat cu Nutella este gata. Am lăsat-o să se răcească foarte bine, apoi am transferat-o pe un suport de pus prăjituri sau torturi. Acum voi tăia din această pască. Și pasca fără aluat cu Nutella este gata, foarte gustoasă și ușor de pregătit. Cam în felul acesta arată pasca. Foarte gustoasă. Voi gusta puțin din ea. Foarte bună. Merită să o încercați și voi. Dacă nu doriți să pregătiți cu această Nutella, puteți să o lăsați pasca simplă. Însă Nutella îi va da un gust foarte bun.
Nutella, repet, se poate înlocui cu finetii. Se poate pune și stafide. Foarte gustos!